Am vrut să-ți o zic public, acum noi vorbim în privat, e altceva. Dar public să vadă lumea, să-ți doneze, să știe, să ălea, știi? Nu să-mi doneze, că hai să-ți explic ce fac. Astăzi vorbește Denis cu părinții la fetiță în Turcia și dacă fetița și-a donat banii pentru tratament, atunci o să mă bat și donez la băiatul ăsta de la noi din Zaleu, la copilul ăsta. Dacă nu, atunci o să căutăm, o să căutăm... Dar nu trebuie să căutăm, Bogdan, că dacă știi că nu trebuie să căutăm. Nu, sigur, dacă nu, o să mă bat următoarea gală, când o să mai fie, mă bat pentru băiatul ăsta de la noi. Bă, oameni care îl urmăriți pe Camaz, voi habar n-aveți cine e omul ăsta, eu n-am vorbit prost când am vorbit de el, pe TikTok mă cunoaște foarte puțină lume, în Facebook, în schimb, am peste 80.000 de urmăritori. Eu vreau să vă spun că Bogdan e un caracter și un suflet de habar n-aveți voi, mă. Bă, e un munte de om, bate 20 pe grămadă și totuși știe să vă dea bună ziua, mă. Ar trebui să înțelegeți, stăți, pentru ultima dată, inclusiv găinarul ăla din Cluj, care tă vorbește prost de el, că Bogdan e caracter, mă. Voi nu înțelegeți, mă. Bogdan e un om dintr-o generație care nu se mai naște. Laurențiu, azi să-ți explic ceva. Supărat, Bogdan, că văd niște chestii care nu sunt adevărate despre tine. Da, da, bine, dar hai să zic ceva. Eu nu-mi fac griji. Pe mine pot să zică ce vrea și găoaza aia creață, că nu poate hai să facă în ochii lui Dumnezeu, n-are cum să mă murdărească. Poate vorbi cât vrea el, îi simplu, este testul poligraf, îl facem și pe vibratoarele din el. Mor cu asta cu vibratoarele, mor. Păi aia e el. Facem pe orice, pe alea trei întrebări, dar să vină odată la Eric Seafo ăla și să gătăm cu bălciul ăsta, să ne spălăm capurile unul la altul. Ce să vină? Dumnezeu, n-are nimeni cum să mă murdărească. Atâta știu. În ochii lui Dumnezeu m-am murdărit eu. Nu mi-am pătat niciodată caracterul, n-am tras pe nimeni la pușcărie după mine, n-am băgat pe nimeni cum a făcut el. Așa că fie sănătos. Bogdan, ești unul dintre puțini oameni pe care știu și nu smardoi de teflon, care și-o ispășit fapta singur, omule. Deci nu știu, să nu zic că ești unicat, dar cred că ești printre foarte puțini care și-o dus. Te salută, Tony, Laurenț. Servus, Tony, tovarășul meu. Te salută, Tony. Dacă nu era copilul ăla, nu intram, da. Nu-i problemă. Bine e făcut că a intrat, că am zis, dacă nu-i mai trebuie, dacă părinții la fetița asta la Turcia și-au rezolvat banii de tratament, o să căutăm pe altcineva. Uite, așa măcar am găsit pe altcineva, la cine, pe cine să ajutăm, știi? Sunt, că tu știi că nu, eu cu acțiunile astea cu reușim împreună am făcut foarte ori setări din astea, Cătălin, habar nu am, că am pe Laurențiu un moderator și încă câțiva și setări din astea, probabil dacă ai vrut să scrii anumite cuvinte, nu le lasă, îs cuvinte cheie de alea, nu mă pricep nicio. Băi, eu ți-am blocat când ai intrat așa, chiar dacă nu ziceam că spui. Te pup, fratelino, te pup. Da, dacă vorbeau, nu, pot eu scris ceva, iurea, știi, nu, eu mai blocat. Nu-i prin pătăți, Bogdan, eu nu-i prin pătăți, dar câți văd, că și eu văd, numai câți văd, nu. Da, da, nu e problemă, Laurențiu. Eu, pe mine nu mă deranjează. Oricine, orice poate să scrie, care-s de partea lui să scrie. Nu mă deranjează că lumea ține cu el. Să ține lumea cu el, că o să se vadă toate. Ovi, te salut și eu, frățiorul meu, te salut. Oamenii țin cu el că nu știu despre ce vorbesc, mă, că se uită la clipuri. Că dacă erau mulți, mai erau și băieții care umblau cu el mai de mult. El acum, udând din elea că singur, că nu o pleca lumea, știi, nu mai stă lumea pe lângă el. Aia e problema lui. Cine ar sta lângă el? Tu ai sta lângă el? De frate, să fim serioși. Rugăciunile către Dumnezeu de când cred în el să mă ferească de prieteni. Că de dușmani ferim noi. Uite, astea-s rugăciunile. Așa că dacă lume, oameni frumoși, pățiți lucrurile astea, să nu vă pară rău. Vă ferește de mizeriile de lângă voi. Dumnezeu ne ferește și prin a vedea o mizerie care îl credeai prieten. Absolut. Nu sunt credincios, dar filozofia ta e foarte bună. Dar ăsta e adevărul, Hendea Claudiu. Da, da, man, da, man, dar am mai discutat noi, nu? Filozofia ta e foarte bună. Da. Trebuie să recunoști ce al Cezarului, ce al Cezarului, ce al lui Dumnezeu, ce al lui Dumnezeu, punct. Al lui Dumnezeu e tot, Laurențiu. Cezar a scos doar niște vorbe, îi dăm ceea ce a fost, că a fost Cezar. Asta e Hristos le-a zis, boss. Dumnezeu e tot, da, asta Iisus Hristos a zis vorbele astea de corect, Cezar. Corect. Dar nu știi când? Știu, știu. Știi când? Când a mers în... Da, da. A încercat... Când,
Preoții farisei. La Pilat. Preoții farisei să-l facă să vorbească urât de Cezar, știi? Și în prima zi la Pilat. O trimis un boschetar și i-o da bani la boschetarul ăla să-l întrebe pe Iisus că Iisus în împărăția tatălui tău să plătește tribut. Și Iisus a uitat la el și a zis, nu se plătește tribut. Împărăția tatălui meu se câștigă cu sufletul și cu faptele curate. Și a zis boschetarul ăla către el, atunci de ce noi trebuie să-i plătim tribut lui Iulius Cezar? Și Iisus a uitat la el, fiind foarte deștept, a zis, nu te supăra, ai o monedă. Și boschetarul a zis, da, mi-o dai, te rog. I-a dat moneda și toate monedele din vremea aia erau cu capul lui Iulius Cezar pe ele, știi? Și a zis, către el, a zis, cine-i omul ăsta de pe monedă? Și a zis boschetarul, Iulius Cezar. Și i-a dat moneda înapoi și a zis, atunci dă-i cezarului ceea cezarului, dacă e moneda lui și lucrezi cu moneda lui, dă-i moneda înapoi, dă-i cezarului ceea cezarului. Nu l-a putut face să vorbească urât de Cezar, că era prea deștept pentru preoția farisei împuțiți, care și în ziua de astăzi există, și pentru oamenii aia nenorociți. Bravo, boss! Galba, m-am certat că așa merită să mă ferească Dumnezeu de oameni ca el. De-aia m-am certat cu Mânuță de la Vâlcea, că m-a rugat la Dumnezeu să mă ferească de oameni ca el, ca și Crețu. Nu-ți răspund aici. Așa e, ce-o. Îmi scriu un prieten comun în privat, dar nu pot să răspund. Da. Cred că primești și tu, în WhatsApp. Da. Ce să răspund, Feri? No, Feri ne scrie, boss, o să o dăm în Biblie, în alea. Nu-i vorba, o dăm în, vorbeam de niște cuvinte care oamenii le folosesc și în ziua de azi și 80% din aia care folosesc cuvintele astea de cezarului, cea cezarului, habar nu au cine le-o zis și că le-o zis Iisus Hristos și de ce le-o zis. Ăsta e motivul pentru care și când le-o zis, a fost exact cum v-am zis eu. Auzi, Camaz, ăsta e un fel de drept de șmecher, numai că se dădea altfel. Da. Fariseii nu vreau să-l condamne, ei vreau să-l facă să-l condamne Cezar. Știi? Și de-aia i-o dat bani la boschetarul ăla să-l facă să greșească, să zică ceva urât de Cezar. Zice Feri că ne pupă pe amândoi. Așa e, Galben. Și de cine zic, nu? Și-l pup. Da, știu, de Ferica nostru. Zic că-l pup. Da. Așa e, Galben. Îl pe la Vâlcea mă știți de la Mânuță. Acum asta e. Sper să n-am caracterul ăla niciodată și să nu fac ce-a făcut omul ăla niciodată. Și n-am să fac. Am zis că numai unul este care face pușcărie, dar vezi că mai este unul care a făcut pușcărie și nu a luat palță cu el. Mă auzi ce zic? Zi încă o dată, te rog. Mai este unul, zic, care a făcut pușcărie și nu a luat palță cu el. Sigur că da. Da, așa e. Salut, frățiorul meu, te pup. Stai că m-a întrebat cineva de Grația, mai știi ceva? Bițu, mi-dor de Grația, nu l-am mai văzut de mult, e pe la satul mare, mi-dor de copilul ăla, care suflet bun. Cureu, One, mulțumesc, fratele meu. Dar ăsta e adevărul, nu-i ceva ce am inventat. Nu. Bine, mă, cam azi oamenii nu s-au obișnuit să-ți le vorbești de astea, mă, oamenii s-au obișnuit cu Mardoel, cu Caterinca. Cu Mihăiță ne-am făcut provocările, ne-am acceptat amândoi, a intervenit petardelul ăsta mic, de 140 de kilograme de gunoi și mizerie și am zis că să termin cu ăsta, să ne putem. Eu n-am treabă că-l iert. După ce terminăm, bate mâna, fie sănătos, crape sufletul în el sub pat unde o să se bage după aia și cu asta basta. Robert King, te pup, fratelino, te pup și te respect. Nu o să intre cu tine Bogdan ăla. Ce? Nu o să intre cu tine. Poate că o să intre, n-avem de unde, știi. Nu o să intre. Nu o să intre, că-i prăjit. Asta e problema lui. Asta e problema. Nu o să intre. Asta e problema lui, nu-i problema noastră. Dacă o să vină, bine, dacă nu, nu.
Băi, nu știu cum se face, dar slajul ăla chiar o dat, oameni, important. Wow, băi. Pot să-l găsesc, dar nu vreau, nu mai vreau să fac căcatul, nu mai vreau nimic, am zis că dacă tot s-a vorbit că nu mai vrea la pușcărie, ne-am găsit în ringul ăla Eric Sepp, să o terminăm în ringul ăla și cu asta, basta. Să gătăm, eu n-am nimic în lumea asta decât pe Dumnezeu. Nu mi-e frică de nimic, nu mi-e groază de nimic, abia aștept într-o zi o să mergem toți și ne vedem acolo lângă Lordul nostru sfânt, o să ne vedem acolo lângă Lordul meu curat și a nostru, lângă Dumnezeu și acolo o să vedem cu adevărat fiecare ce am fost, că acolo nu o să mai fie fețele astea și trupul ăsta, o să vadă lumea exact ceea ce suntem. Paul nu acceptă încă. Auzi mă Bogdan, la mulți ușor să vorbească. La Muzli ușor să zică că pe stradă, că nu știu ce, dar nu știu ce consecințe poți să aibă. Încă un prieten atunci cu Carani la mare, când mi-a îmboțit costumul pe spinare. Eram cu mânuță și cu încă un prieten. Bă, dar atunci ai făcut reputația, până la urmă e un lucru bun. Da, mă, n-am ce să zic, oamenii șmecheri, erau mulți, frate, și suniți. Nu poate nimeni să conteste lucrul ăsta. Nu, eu eram cu mânuță de la Vâlcea și cu încă un prieten. Tocmai faptul că erau mulți și ai luat 2-3 cu tine, ți-o făcut reputație. Bine-i pe live, Ciobi. Că și eu. Nu mai auzi ce am zis. Încă o dată. Am înțeles. Deci cam despre asta e vorba, că atunci se vede tăria unui om. Corect. Bă, cam azi. Auzi, hai să-ți povestesc o chestie. Aveam vreo 16 ani și ai venit tu, că tot vreau să te prind odată să-ți povestesc. Și ai venit acolo la Simeon Bărnuțiu, la Bolduz. Mai ții minte cu ghiozdanul ăla în spate? E sigur pe live-ul meu, Ciobi, care are mai multe conturi, nașpa și mai scrie cu ele. Dar eu las întruda lui. Mai ții minte, nu? Da, zi, fratele, nu știu. Mai ții minte atunci? Vai, Doamne, mă, ce copil erai, mă, când ai venit atunci în zală, mă. Numai nu-mi vine să cred cu druhor atunci. E când venim la antrenamente, zici? Da, mă, la Simeon Bărnuțe acolo, jos. Da, gata, vai, știu. Vai, Bogdan. Doamne, bă, da. Bă, ce amintiri, mă lovesc câteodată. Bă, și eu, bă, chiar m-am întâlnit cu Sergiu, că mi s-a străcat mașina, o trebuie să lăsăm mașina în drum, ne-am dus înapoi la Zalău să luăm mașina de la să vin eu mașina cu Toni, să vin cu Toni la București și am trecut pe la Divino și m-am întâlnit cu Sergiu și am povestit, am vorbit de Dumnezeu, de chestii de-a noastră, că și el acum n-au, și el cu sufletul la Dumnezeu. E mai introvertit, da, e mai introvertit, da, în foarte bine, vreme. Mi-a fost coleg de clasă 4 ani. Eu cu Sergiu Durhora m-am bătut la naționale în echipă și la europene și el, campion european, tovarășul meu, fratele meu. Auzi, o întrebare, o paranteză. Ai mai văzut un om să-i margă picioarele ca la Durhora? Că mie mi-o dat somn. Da, mie. Frate, da? Eu nu știu, mă, că nu știu de unde vineau picioarele alea, mă. Stai un pic, să vă cinesc. Zidane, tu ești. Ți-am dat urmărire. Mai ții minte? Și Zidane, da, nu, mi-a scris Zidane, mai ții minte când m-ai salvat Bogdan să nu mă bată aia de la Șimleu? Da, Zidane, normal, erai prietenul meu, normal, dacă pot să-i opresc, îi opresc. E mai bine așa. Băi, Bogdan, știi ce mi-aduc eu aminte? Mă bucur că Druhora e un băiat de nota 10 cu steluță și frumos caracter și inima curată. Da. Băi, eu două amintirile am cu tine. Una în diesel. Adică faine vorbesc. Pe Dumnezeu până în ultima clipă din viața mea, o să-L pomenesc pe Dumnezeu cu orice ocazie și o să încerc să deschid ochii tuturor care nu cred în Dumnezeu. Că există Dumnezeu și mai viu decât suntem noi pe pământul ăsta, cu toate că noi trăim aceleași 24 de ore în fiecare zi și de când ne naștem suntem pe moarte. Dacă deveniți conștienți de lucrul ăsta, că noi de când ne-am născut în lumea asta într-o zi trebuie să murim în lumea asta, nu uitați că singurul lucru etern pe pământ și singurul lucru care nu trece dincolo de lumea asta și dincolo de pământul ăsta și etern, e Dumnezeu. Averile trec, casele trec, conturile trec, singurul lucru real și adevărat care nu o să treacă niciodată e Dumnezeu. Și cât timp o să mă ține Dumnezeu în viață, atâta timp o să-i rostesc numele și o să spun că-L iubesc,
îl ador mai mult decât îmi iubesc familia, mai mult decât iubesc orice în lumea asta și nu iubesc nimic mai mult decât familia mea și copilul meu în lumea asta, decât pe Dumnezeu îl iubesc mai presus ca orice. Spune, Laurențiu, scuze, nu m-am vrut să zic la un băiat. Nu, dar n-am ce să zic, boss, că nu te... Auzi, îți dau pace, că prea frumos ai vorbit și urmăritorii tăi trebuie să vadă partea asta mai tare. Eu mi-am dorit de mult să intru cu tine așa, că da, eu știu că pot să scot de la tine niște chestii care alții n-au curaj să le scoată sau nu vor să le scoată sau nu-și dau seama sau încearcă să te perieze sau habar n-am. Încearcă să îmi dea epoc să scoată partea aia rea din mine. Da. Eu îl iubesc pe Dumnezeu mai mult ca orice. Dar Dumnezeu îmi dă și puterea aia să fiu câteodată rău, că Dumnezeu zice, bă, nu trebuie să fii bun cu oricine. Sunt mizerii cu care tu trebuie să nu fii bun. Că ia-s răi, spurcați cu copii, spurcați cu femei, bat femei, le dau foc, terorizează copii. Înțelegi? Merg la agenții din astea imobiliare, la prieteni de-a mei din cunoștințe din Zalău, să le ceară drept de șmecher și prostii din asta. Corect. Boss, adu-ți aminte de Samson, dacă e până acolo, că dacă ar fi să te caracterizezi cu cineva din Biblie, că tot îți place să vorbești, putem să vorbim despre Samson. Dacă ar fi să te compari cu cineva din Biblie, Sandu, ca putere și ca și caracter, poți să te compari cu Samson. Nu mă pic, Laurențiu, Sandu, nu te înjur, că nu am motiv să te înjur, frate. Tu poți să ții cu cine vrei, Bercea. Eu o să mă împac cu el. Eu nu-l urăsc pe omul ăla, dar trebuie să ne spălăm amândoi. Eu vorbele care le-am adresat lui personal, el vorbele care le-au adresat morților și familiei mele. Ni le curățăm în ringul ăla cu niște genunchi în gură, cu niște prize la sol, cu niște cote în cap, pumni în creiere și pe urmă salut Dumnezeu cu fiecare. Nu mă anunț slab, atacă familia altora, dă-l în puii mei. Da, asta așa e. Și numai atât trebuie să te gândești că ți-ai înjurat și proprii copii când ai înjurat copiii cuiva. Ți-ai înjurat și proprii tăi copii. Păi da, boss, că să lasă. Astea se duc înainte, că ce scoți pe gură, că de fapt despre asta e vorba, ce scoți pe gură, lași după ce. Da, și hai să-ți mai zic ceva. Oamenii în ziua de astăzi pun preț, uite, ca și pe tărdelul ăsta de mi-a înjurat familia și... El deja pune preț pe bani, câți bani, numai bani. El nici nu vede că e gol, frate. El e gol de pe dinăuntru și s-a îmbogățit numai material mai vede lucrurile. Spiritual, 90% din populație și din lume spiritual au murit. Eu l-am iertat, Marius Ștefan. Eu l-am iertat, n-am nimic cu el. Trebuie să ne mai iertăm acolo și gătăm cu prostiile astea. Tu l-ai iertat, tu nu vrei să-l pedepsești, tu vrei numai să-i dai să simtă. Noi, bă, Laurențiu, dar noi sincer răspund ceva. Eu zic sincer lucrul ăsta. Putem noi să pedepsim? Sincer răspund. Oricine crede că pedepsește pe cineva și reușește pentru că Dumnezeu a vrut să-l pedepsească pe omul ăla și l-a pedepsit în tine. Dar tu nu l-ai pedepsit. Poate tu e sabia lui Dumnezeu, boss. Pedepsește în timp ce îl pedepsește pe el. Bă, ție ți-o dat Dumnezeu putere să faci dreptate, fă-o. Dacă pot, da. Și oriunde o să fiu, o să apăr copii, o să apăr femei. Oriunde o să fiu, dacă îs de față, o să fac lucrurile astea. Pentru că tot ce am în lumea asta e Dumnezeu. Eu n-am nimic aici, Laurențiu. Familia mea și o să fim lângă Dumnezeu toți într-o zi. Și tu și familia ta și toți corect. Ne trezim în împărăția Lordului nostru sacru și sfânt. Și nu o să avem case, o să avem o singură casă care o să fie împărăția Domnului nostru Dumnezeu.